Salutare, dragilor! Bună dimineața și bine v-am găsit în Cluj! Sunt la Cluj, după cum cred că vă dați seama. Și în primul rând trebuie să vă zic că la Cluj e iarnă. Nu pare după zăpada de pe jos, care nu există, dar credeți-mă că e iarnă. Am plecat de la o semi-vară întârziată, ceva toamnă așa, la iarnă. Am ajuns direct în iarnă, pentru că Cluj m-a primit cu ploaie. Ieri am fost în grădina botanică și a fost ploaie. A plouat cel puțin pe dimineață, după aia când am mers noi spre grădină am avut un pic mai mult noroc. Acum sunt în față, sau mă rog, lângă catedrala asta mare, a tata mare. Este statuia lui Matei Corvin în capul meu. Și am venit la Cluj și am zis să îi fac o vizită lui Pebbles, scumpa noastră Pebbles, care și-a asumat rolul de ghid pentru excursia asta aici la Cluj. Și în următoarele zile o să mă ducă pe aici și o să povestim și o să mi arate și, mă rog, o să vă arăt și eu diverse lucruri. Și bineînțeles că lumea s-a uitat foarte ciudat la mine, deși am văzut că sunt oameni destul de deschiși aici. Nu știam că de altfel sunt în Ardeal. Dar, da, primele impresii despre Cluj, că este foarte frumos, cel puțin partea asta centrală este foarte frumoasă, mie îmi place mult de tot, curat, cu mulți pietoni din ăștia așa zburători, și încă mai sunt flori, în ciuda faptului că e frig, deci este frig, credeți-mă că e frig, dar încă e bine. Pe perioada cât stau aici vreau să văd cât mai multe. Nu știu, o să mergem prin oraș, o să mergem să vizităm așa orașul, să iau pulsul orașului, să văd clădirile, să văd, să filmez, așa, dar vreau să mergem și pe la muzee, pe la muzeul de istorie, muzeul de artă. Am înțeles că au și ceva, un muzeu al țăranului român sau ceva de genul, cum e un muzeu țăranului român de la București și ceva în genul ăla, vreau să-l văd și pe acela, pentru că sunt cu case din astea din zona Transilvaniei, cu precădere, și vreau să-l văd. Dacă nu o să degerăm și nu o să murim de frig, poate ajungem și pe la Banfi, la castel, pentru că este aici și mă amuză cum îmi stă statuia aia în cap. Poate ajunge și pe la Banfi, că aș vrea să văd castelul, de preferat nu cu festival. Și acum e perioada numai bună să îl văd fără festival, că eu la festival nu prea gust, nu prea e genul meu. De principiu cam asta este, cam asta a fost intro-ul meu și vă las să povestesc, că aș vrea mai mult să vedeți decât să vă povestesc. O să vă povestesc, o să mergem și în mai multe localuri și o să vă povestesc așa despre impresiile mele, despre Cluj, despre ce am vizitat mai târziu. See you later! Să zic că filmează. Nu, bine.
Vorbește cu fanii tăi! Spune-ne, te rog frumos, cum este înghețata. Foarte bun. Cu ce aromă ți-ai luat? Căpșun și pepene. Nu ți-ai luat clasic? Nu mi-am luat clasic, nu. N-am mai mâncat înghețata la Cornet, cred că de 10 ani. Clasic! Old school! Old school, adică vanilie, știu, sau ciocolată. Păi da, dar asta la Cornet e ceva super, excelență. Noi mai păstrăm tradițiile și valorile în toate timpurile. Da. De artă și design. Ah. Nu mai e acolo, dar a fost. Toți șomeri ți-au ieșit? Da! Nu, hai că dau și eu. Teoria conspirației. Nu. Deci ce aflați în urmă? Nu. Bine. Dă-și. Dau și eu. Nu știu. Nu cred nici eu, sau pentru vocații franciscane. Mai dai dată ca să fie decisiv. Super! Ce? Politicieni! Mai încearcă de tot, poate trebuie noroc. Cei care țin supărare. Na, bine, hai, măcar atâta. Și ce trebuie să fac? Să mă rog pentru ei? Să spun o rugăciune pentru... Nu, spun nici pentru ea. Care țin supărare, că nu vreau. Ce mi-a mai ieșit? Hai că nu văd. Pentru binefăcători. Asta da, pentru ăștia. Binefăcătorii. Na, pentru ăștia mă rog, nu e nicio problemă.
Acesta este un crocodil mumificat, precum și alte animale. Iar în această aripă avem o tabletă, iar un copil a fost foarte amuzant și a zis: "Oh my gosh, uite ce tabletă aveau egiptenii." Zidurile ziduri sunt găurite din povestea pe care o știu, din cauza faptului că nu aveau tehnica necesară de a construi schele, că nu suntem în Egipt să avem piramide, și le găureau, băgau funie și le trageau pe partea cealaltă. Așa, efectiv s-au ridicat acest zid și multe alte clădiri și mai ales biserici din Transilvania. Am înțeles. Fain. Asta era sistemul lor de scripeți în loc de schele, ca să nu folosească lemn. Am înțeles. Să protejeze natura. Nu era de protejat natura. Nu. Toate? Da, da, da. Păi aia mă surprindea și pe mine. Și asta au avut, da? Da. Dar se mai stupă în timp, se mai ploaie sedimente, știi? Da, sau se mai macină, că nu. Da. Dar asta e ideea, așa s-au construit. De-aia au găuri. Ce fain! Că aia mă surprindea și pe mine, că sunt toate găurite. Am văzut panorama orașului. Yes. Ce faci acum? Vorbești cu urmăritorii tăi? Da, păi nu m-ai certat tu că n-am vorbit? Da, m-a certat că n-am vorbit. Acum vorbesc. Deci vorbesc. Bine, vreo 3 minute până nu-ți îngheață mâna. Așa, nu, că am înghețat deja, să-i miști. Așa, că este o climă foarte frumoasă la Cluj, de Anglia, așa. Londra. Nu, de Scoția. De țara galilor, Irlanda de Nord. Așa ai fost, nu, dragă, dar mă uit și eu la oameni care trăiesc acolo. Nu, e vorba, că nici nu trebuie să... Supărați!
Și că mai iau eu. Taci. Uite ce nu ca aici trebuie. Ce-a făcut? Nu. Ai no. O tașchetă. Am ghiozdanul. Puteți, da, sigur, se poate. Aici este în... Stai că o încerc să o colesc pe Pebbles, care numai în cadrul mi se bagă, deși nu vrea să fie filmată. Ai să dau în spate. Păi, că nu când vorbesc. Așa, a revenit. Asta e premieră. Aceasta este... Aici e mentă. O vini grădină botanică. Fauna și flora. Pot să zic și eu două. Aceasta cică este faimosul Hotel Belvedere din Cluj, nu știu dacă îl știți, așa, care arată foarte bine cu graffiti pe el, adică n-am ce să zic. Și de aici am urcat la... să vedem panorama. Până aici am urcat să vedem panorama orașului și acum ne îndreptăm către ceva călduros și anume mașina care ar putea să ne încălzească, să ne ofere și nouă un puțină căldură, pentru că așa cum ziceam înainte, să fiu întreruptă de cineva care avea nevoie de nuci, că dacă știam îți luam de la mine. M-aș fi picurat. Ce e aia? Ce mi-arăți? Aici, porta de intrare. Aici au fost niște grajduri. Acum le-au renovat. Asta. Și pe aici cred că intrau cai. Este strict supoziția asta. Mea. Aha. Și o să coborâm pe aici. Asta este porta de intrare. Aici erau grajduri. Și pe aici o să coborâm pe scări și o să facem stânga la un moment dat. Așa vezi. Mai coborâm prin față. Ce scrie? Da. De ce scrie acolo că nu văd? Na, Pebbles, a mea. Pebbles. Pebbles. Dar trebuie să recunoaștem că Pebbles a fost un ghid foarte bun. Asta zic de acum, ca să nu zici că nu te-am anunțat. Așa, a fost un ghid minunat. Aha. Vremea, atâta că vremea nu m-a iubit la Cluj, dar rest... Na. Totul-i bine. Cum ai venit, toate astea erau în paragină când am mai fost eu. Aha. Și clădirea aia, și clădirea aia. Am înțeles. Dar acum sunt frumoase. Păi dacă asta a fost în ultimele zile, asta a fost piciul tău într-una când am văzut ceva. Acum că ai venit, astea sunt renovate, dar până acum nu era. Deci să înțeleg că Clujul a fost renovat pentru mine. Să mă simt foarte... Mă simt flatată. În față, văd niște scaune. Mă simt flatată că Clujul a fost renovat pentru mine. Și aici te-am adus în continuare să ne mai uităm. Am putea să coborâm și pe în zona asta, mergem la mașină sau coborâm pe acolo până în Bolta, cum să o numesc? Prin gang, prin... Băi, dar nu chiar gang, să nu... Prin poarta de intrare. Uite tu! Am ce-am speriat. De când n-am mai văzut din ăsta. Așa, un butoi. Electric, asta un e Electric Garden. Electric Garden. Care aparține de Electric... Are vreo... La 5 la 11 și sunt brazilii care are 12 la 11. Electric Garden mergem... care are același siglă cu Electric Castle. Păi e să au legătură. Ah, ok. Și mergem să citim de aici, de pe... O pia de pe... Clădire. În acest loc a fost executat la 11 mai 1849 din ordinul nobilimii contra revoluționare maghiare profesorul sa Stefan Ludwig Roth, intelectual progresist, militant activ în Revoluția de la 1848, susținător neobosit al drepturilor sociale și naționale ale populației săsești și ale poporului român. Adică aici. De ce aveam zoom-ul pe față? Adică aici. No. Ador faptul că este cărămidă pusă, așa, sub formă de hering. Pe jos. E cărămidă.
zi, da? Ca să zic, uite, ca să vezi că tu mă certai că n-am vorbit de camera. Astăzi am ajuns la Boțiga, în sfârșit, după 3 zile de planificat să ajungem aici. Și culmea, nu mai plouă. De asta am ajuns astăzi, pentru că astăzi nu plouă. Da. A plouat, de fapt, a plouat, dar a plouat înainte să ajungem noi. Așa că... Aceasta este intrarea principală. Aceasta este zona de grajduri. Și acum ne vom deplasa către interior. Așa. Avem și un ghid pe lângă cameraman. Pe bălțuș exersează și profesia de ghid. Când ești turist, trebuie să mai și mănânci din zbor, să bei apă de la cișmea, ca să vizitezi cât mai multe locuri. Nu poate să vorbească de care e gura plină. Deci eu am zis că vreau niște slănină cu ceapă, că n-ardeal, na, că n-ardeal. Și ce descoperim noi aici? Ce descoperim că are Pebbles? Știți cum corul ăla de îngeraș? Așa, și perfectă, roșie, ceapă roșie, perfect. O tăiem? Amu! Și nu mai trăi cu nimeni până mâine. Da, bineînțeles, nu. Da, stai că o tai eu, că tu n-ai cuțite. Stai că trebuie să nu stați așa, că avem probleme tehnice aici. Și ca să vă explic mezamplastul de excepție de aici. Tăcui vintage. Avem tabloul Pebbles, la care ea ține foarte mult, că e tablă. Așa, cu slanină și cu ceapă. Ea, pentru că vine din acea parte a Ardealului, unde, mă rog, erau oamenii mai fițoși, mănâncă cu muștar, ci că slănina. La mine se mănâncă slănina cu... Așa, și la mine se mănâncă cu ceva, cum îi zicea? Sirop de prune. Ghicește ce e aici. Da. Va primi aplauze. Da. Dar asta nu se împarte. Nu. Aia e the good stuff. Asta este așa, ceva mai de zi cu zi. Știți ce am eu aici? Dar nu am îndrăznit să umblu la aia din sticla aia, că aia e it's the good stuff.
Hello! Astăzi am ajuns la Muzeul Etnografic din Cluj, Muzeul Parcul Etnografic, de fapt, din Cluj, și vizităm căsuțele de aici și casele tradiționale și ce mai sunt. Este, cum v-am zis eu, un fel de Muzeul Satului din București, dar altfel, adică conceptul este același, altfel în sensul că este pe o suprafață mult mai mare. Sunt mai puține case, dar sunt mai resfăirate și mie îmi place, nu știu, mie îmi dă o atmosferă foarte frumoasă. E chiar atmosfera aia de sat aici și acum sunt în curtea unei case care se pare că este de undeva din zona Bistriței. Era pe bălți pe aici, știa. Partea frumoasă este că avem așa o experiență completă, nu numai că vizităm casele astea vechi, dar ne uităm și la căluți. Am dat de mâncare la un căluț. Avem păsărele în cap, niște păsărele isterice. Și pe lângă asta am găsit și mere și nuci. Am venit la momentul potrivit. Dacă vreți să veniți, veniți toamna. În afară de faptul că degerați, asta e partea a doua, dar este bine că găsiți mere. Și am găsit niște mere bune, care nu stropite. Și tare fain aici. Adică e fain de tot. Și tare frumos. Și de două zile soarele s-a întors. Nu mai este chiar polul nord aici. Este un fel de polul nordișor, așa, mai cu mințel. Dar e fain. E tare frumos și îmi place. Nu știu, e liniște. Nu știu dacă auziți că nu e nimic. Nu s-au de nimic. Oricum, orașul mi se pare foarte liniștit, dar mă rog, o să discutăm noi despre asta. Nu se aude nimic. Orașul e undeva în jos, încolo, în vale, din depărtare. Acum se aude o sirenă, da, care a decis să mă contrazică, da? Dar în rest e foarte frumos și foarte, nu știu, exact cum ar trebui să fie un parc etnografic, mai ales. Mi se pare mult mai liniștit decât, v-am zis, decât cel de la București și mult mai aerisit. Hai să ieșim de aici pentru că am văzut.